Salut tuturor și bine v-am găsit sau regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac un episod în care o să vă arăt ceva care mă surprinde. Nu, matca v-am arătat așa de fundal. Mă plimbam pe aici pe la păsări liniștit și aud ceva care vine de la rațe. Intru frumos și mă uit. Se întâmplă ceva? Rața asta nu are nimic. Mă duc la Charlie. Și uitați ce găsesc la Charlie. Ia, uitați. E un pui de găină. Și aici mai e un pui de găină. Doi pui de găină. V-am zis că eu nu cunosc ouăle la rațele românești. Și văd că s-au fost și de găină. Și ia uitați, două pufoșenii. O să, dacă trăiesc bine, dacă nu, nu o să las la rațe. O să îi băgăm într-o cutie o zi, poate. Opa. Și după aia o să îi băgăm cu pui de carne. Dar acum îi mai ține puțin, poate mai are de scos. Nu știu sigur. Și vreau să mai verific. Nu. Nu pare a mai avea. Uitați, ăsta e ou de rață. Nu se aude nimic, înseamnă că e bun. Vai, vai, vai. V-am zis că și la asta l-am găsit amort. Înseamnă că s-au modificat ouăle, nu știu. Ați văzut în episodul în care le-am pus cum și care, cum și ce s-a întâmplat. Adică eu am crezut că sunt de rață, pentru că acolo au rațele românești. Și... da, nu au scos rațele. Rațele mai au cel puțin ouăle de românești să se le scoată prin 14 sau 28. 14 septembrie și rațele mute prin, nu știu, 20 ceva. Cred. Uitați. Aici ăla e ou de rață, dar nu știu de care, pentru că acum... și acolo mai e un ou de rață. Eu chiar nu mi-am dat seama de asta. Deci, da, în episodul ăsta am vrut să vă arăt asta, eu nici nu plănuiam să fac acum episod, nici azi nu cred că filmam, pentru că am postat video-ul care l-am filmat ieri. Acum o să mergem puțin până la Geta să vă mai arăt și încheiem, adică chiar am rămas surprins. O să-i băgăm cu pâine de carne și să sperăm că se fac frumoși. Puiul o să fie unul de culoare albă, pentru că nu e galben și va fi alb. Sau, adică nu va fi roșu. Uitați-o pe Geta. S-a obișnuit pe aici. Nu are treabă. A dormit acolo unde dorme și Getuța și Glonț. Și să vi le arătăm, vi le arăt eu, nu voi. Și pe restul, aici avem iepurii. Rida, care v-am zis că stă afară. Nu știu, poate bea apă de acolo, habar n-am de unde bea. Și cred că mi-a dispărut găina aceea pe leagă, cu handicap. Se pare că toate. Unde-s găinile, oare, pitice? Să nu zici că s-au învățat afară. Ba da, mă. Uitați, găinile s-au învățat să iese și afară. Am să vă zic că a dispărut asta, că, dar nu. Aici am închis pentru că am infestat asta de o travă. Ia să vedem, uitați ce acolo am pus. O travă peste tot, nu se vede. Nu știu, poate la unii le greață. Mie uneori pur și știu că miros urât, dar nu știu, mie îmi plac mirosurile astea și de benzină și de chestii. Mie îmi plac mirosurile astea. Și miros sunt un fel plăcut. O să vă arăt și pui, pentru că n-am fost azi la ei deloc. Pentru că, da. Pierderi, nimic. Aici trebuie mâine să le schimb apa. Nu știu dacă dor sau nu pe așezători, dar cred că nu. Da. Vă arăt. Sau nu știu dacă o să vă arăt și ciorile. Probabil nu. Cred că porumbeii vor să facă ouă. Au la mine porumbeii ciori. Adică
ăștia de ornament, de căcat. Nu știu sigur, dar ei stau mereu pe cuibar. Ăștia tot se bat cu ei, n-au treabă. Nu o să-i separ, să nu îmi dați în comentarii sfaturi cum să... pentru porumbei, că pe mine chiar nu mă interesează de porumbei, adică de ciori. Nu am cu ei, dar, na, am zis poate doar... poate doar la anul să ne iau o pereche de indieni. De fapt, nu indieni, tot îmi vine să le spun indieni. Rotazile! Ciorșele. Unii crescători cresc ca proști porumbei. Au la mine ciori! Revin când închid ușa asta, pentru că, da, sau cred că încheiem, nu știu sigur. Uitați-mă, îi vedeți așa mai pe larg. Încheiem cu puii. Nu știu, poate să îi scot și afară, nu știu, văd eu. Prin acestea fiind spuse, nu uitați să vă abonați, să dați un like și pa, pa! Papa.